Vezi indicatorul ăla? Ăla e intrare în Basarabia, e tirul ăla. Și se trezuchează asta. 3 km coloană de tiruri. Și deja sătenii, dai seama, cred că stă cu tirul în poartă. Uitați aici, tai de capul meu. Și pe două sensuri se merge pe un sens. Deci pe două sensuri se merge pe un sens. Vedeți un sens de mers? Pe două sensuri se merge. Pentru că tirurile au blocat primul sens. Normal, ăsta nu-i de așa ceva. Așa ceva în România, în alte țări străine, s-ar da amenzi la greu. De ce? Pentru că nu este drum. Nu este drum. Be, uitați, dacă nu este drum acolo, de unde să fie? Alte, uitați. Strada Craiovei. Vedeți? Nu este drum. Deci deja 3 km am venit. 3 km și mai văd în față mulți kilometri. Încă cel puțin 2 văd în față. Că deja se lasă un pic, e o pantă și nu prea văd dacă sunt tiruri. Deci vă dați seama, oamenii sunt obișnuiți, fraților, cu tirurile în fața casei. Deci pur și simplu, aici e o nebunie. Și credeți-mă, în fiecare zi așa. Credeți-mă că în fiecare zi. Nu sunt zile speciale sau chestii. Uitați, ce e aici? Uitați-vă ce e aici, mâncava așa. Uitați ce e aici. A, extraordinar. Așa ceva, eu în viața mea n-am văzut. Și cât am umblat, eu așa ceva ne-am văzut. În comună, o închis tirurile. Și nu e așa, astăzi, în fiecare zi așa. În fiecare zi am vorbit cu un șofer mai jos și mi-a spus că e tot așa, cam o săptămână vine pe aici pe vamă și tot așa e. Zic că tot așa e. Uitați aici. Uitați aici. Uitați, labirintul fac ăștia. Pe aici. A, extraordinar. Să stai acolo să-mi fută mie cine un tir capul. Că du-te, mă. Du-te, mă, că-i spar geamul. Dispartă tu că nu-mi târâi mie motorul în fața geamului. Cam cum arată comuna. Da, cam vezi cum arată comuna. Ăi, trotuar, dar e ocupat de mașini. Cum e de obicei, știi? Cum e de obicei. Aici, uitați să mai... Aici, uitați să mai... Să mai pun o puțin de asfalt. Ce să mai spun pe strada cealaltă. Deci asta e comuna cu B ceva, am uitat. Cu B, 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 B. Da, prima comună. Prima comună după Calafat. Spre Maglavi. Uitați și ei ce mâncau. Extraordinar. Deci toate, mamă, păi la tiruri în spate. Cred că ajung până la Maglavi cu coloana asta de tiruri. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că ajung până la Maglavi cu coloana asta de tiruri. Extraordinar. O parcat lumea în fața caselor Mâncavaș. N-am unde, nu am unde. Ia, în Basarab, da. Basarab. În Basarab, Mâncava, sufletul vostru. E așa ceva. N-am, mă, aici e nebuneală, mă. Aici e nebuneală. Ai, nu-i nicio ordine în țara noastră, mă. Nici o ordine. Eu am crescut foarte mult pe partea cealaltă. Am foarte mult și am văzut că acolo sunt ordine. De-aia sunt mai altfel și mai civilizat. Mai astfel și mai civilizat. Aici e nebuneală. E lung, e lung, tine, uite-te. Ăsta cu motorul deschis în fața casei la om. Uite că ea sparge geamurile, mâncața, sugă de geamurile. Cască, tu că oprește-ți motorul și când ai de mărți, mergi. Uite. Și ăsta nu iese repede de aici. Ăsta nu iese. Aici e tirul, frate. Deja al 4-lea kilometru de tiruri, al 4-lea deja e. Și mă duc liniștit, liniștit, mă mai duc încă mai bine de o jumătate de oră până se termină cu mama. Asta e pe aici, băieți. Cum poate să stai omul ăsta liniștit acasă cu nebunia asta de motoare al lor? Cum? Așa de cad și casele la oameni, așa să zdruncină casele și așa trebuie să-și repare oamenii casele de cauza că se strică drumul de la case și așa mai departe. Uitați și drumul. Uitați. Ce să vă mai spun? Luați-vă voi și spuneți voi. Ce să vă spun? Hai, ce să spun? Și îl văd lung, îl văd lung. Da, asta e. Asta e șmecheria, cum zic eu. Și asta e șmecheria lor. Uite așa, când mă duc pe cealaltă parte, am văzut pere. Și cred că-s coapte. Perioada asta ar cam trebui să fie coapte. Asta e stația de autobuz. Da, nu, sper.
mulți pe ele. Le-ți dau cu ceva după ele, că n-am cum să scutur. Că ce a fost aproape la vagabonță și de tiriști. Oh, fuck. Deci, înseamnă că am uitat în orașul perelor. N-am chef acum. N-am chef. N-am chef. Trebuie să-mi dau jos janta, trebuie să-mi fac gros de apă și... Uite, așa e. Da, am văzut de ce e vorba. E lung drumul, no. Asta cred că duce până în cealaltă comună. Până în cealaltă comună duce, da? Și ce? Hai să lăsăm. Hai să ne vedem de orașul nostru și de filmarea noastră. Că altceva n-ai ce să postez și n-ai ce să filmez. Am vrut să filmez, să fac mai multe o postare despre chestiile astea. Despre coloana asta șmechere de tirul toată din Bulgaria. Hai de aici. Asta e eu făcută. Hai de acolo. Uitați. Noi dacă plecăm, eu am pătrut 50 de ori, mi-am luat cheile de mașini în Austria. Mi-am luat cheile de mașini, uitați aici. Asta e eu fac. Ei, nu să te iei. Uite, sticlă cu pișat. Pentru 50 de euro, mi-am luat cheile de la mașină să le bătesc amenda. Pentru 50 de euro, uitați aici. Avem atașat ceva în Germania? E capul meu, uitați. Tot un prușanțul. Păi tot e plin partea lor. Unde stau e pe partea lor, tot e plin de mizerie. Tot e plin de mizerie. Și ne le pupăm în fund. Ne le pupăm, vin străini. Își bate trec fundul de noi, doar pe incur de noi. Doi le dau până în orice caz, în orice. Dar noi le punem la masă. Noi le punem la masă, le dăm de mâncare și de băut le dăm. Da, și noi de mergem la în țară și facem o greșeală, ne ardă așa de nerup. Străinii. Așa străinii. Da, asta este. Mi-a eu bagajul, vorba aia, și mă duc eu de unde am venit, că aici nu o să fie veșnimica. Aici tot de ce în ce mai rău o să fie. Uitați, cât am venit. Vin deja 7 minute. Cam la 12 minute un kilometru. Da. Uite, deja am mai făcut un kilometru și văd, uite, și văd lung drum în spate. Ajung în cealaltă comună, cred că ajung în cealaltă comună. Ajung în cealaltă comună și eu tot între ele voi fi. Da, băi, ce să vă spun, nu o țin prea mult, că n-are rost, n-am vrut să vă arăt orașul. Dacă dau stânga-dreapta, dau de tir. Dacă mă duc pe cealaltă parte, dau de tir de pe partea asta. Și tot așa, hai să vă bucur undeva. Cum vă faceți, mă? Să vezi că atunci vi-ți face până când nu-i mai fi. Prune vreau să mănâncă. Prunele îmi plac mai mult. Au gustul ăla mai șmeche. Ce bune. Intrăm-ne pe teritoriul lor. Da, băie, ce să spun, v-a pupat și ne vedem mai încolo. Pa, pa!